De la bani ați avut vreodată discuții? Cine, pe cine? Îl ajutai cu bani sau nu? Și când juca fotbal, îl ajuta. Da? În perioada și când pe la Fenerbahçe. Dar de ce spărgeai bani așa mulți? Că iar asta era o legendă. Aici cred că spărgeai, nu cred că era o legendă. Păi eu personal nu. Dar nu vreau să mai iar, că nu. Dar e normal să ne ajutăm, că suntem frați. Și dacă ne ajut să omul... Nu, dar tu spărgeai banii sau în familie, cum se zice? Știi că tot așa, că lumea a dat de mine, că joc la Păcărele, la da, cazinul. Da. Iarăși, nu știu câte m-a văzut pe mine la Păcărele cineva. Într-adevăr, am avut o perioadă, după ce am divorțat, care mi-am pierdut un salariu, care l-am câștigat în China într-un an. Cât? Ce? Păi zic, acum ce mai contează, l-ai pierdut. 600.000 de dolari. Și în cât timp l-ai pierdut? În 2 luni. Jumătate. Nu cred așa ceva. Hai. Tu vorbești serios, Sabin? Da. Și atunci am zis... Ai pierdut 600.000 de euro în 2 luni da. Jumate? Da. Ai zis că după ce am divorțat cu ei. Da, mă rog, ai fost supărat, ai fost amărât. Dar de atunci am zis, eu nu mai... Și ce jucai? Păcănele jucai? E, jucam poker și eram... De-abia mă așteptau. A? A, și la 6 contra 1. Și te și făceau pe mână, nu? Normal. Am înțeles. Prieteni? E, nu prieteni. Da, golan din ăștia care nu am înțeles. Bine, dar aia, știi cum e, acum trebuie să înțelegem, să suntem oameni. Erai supărat, probabil. Ai fost supărat. Nu există nicio scuză. Nu, nu? Nu știu, erai supărat după divorț. Erai... Dar nu, eu niciodată n-am luat banii din fața copilor, nu i-am luat banii lui tata, nu i-am luat banii lui mama. Am câștigat și am zis, de azi înainte nu mai intru niciun fel de joc de rău pentru mine. Și atunci ai spus stop. Stop. Și de atunci... De atunci niciodată n-am mai intrat în nu te-a mai mușcat diavolul, ca să zic așa? Niciodată. Păi și de bani, de ce te împrumutai la fratele mai mare? Păi mă, dacă mai pierdeam, mai aveam nevoie, mai de altul mii, dădeam înapoi. Și vorbesc de sume, nu așa 1.000, 2.000, 3.000. Bun, și tu nu iei la un dat, bă, stop! Păi, iar îți dau un exemplu. Stop, iar a mai venit, iar să mai zicea, vezi că iar, sau, nu știu, am mașina pe undeva, dă și mașina încoace. Da, antamată, luată. Păi, da, luată. Au fost așa... perioade din viața lui care ar trebui să-l ajut. Așa a fost să fie atunci, eram copil, tânăr. Te-ai împrumutat și la cămătari, la un moment dat? Nu. No, păi no. De ce adică aveai bine, mașina? Bine, am avut, dar nu cu... Am luat tot așa, dar nu cu comision sau ceva. Și ți-o oprea mașina, trebuia să o răscumpe, păi nu? Da, din astea, nu? Bun, și nu i-ai zis, bă, Sabine, stop? Ba da, și m-am oprit. I-am spus și locuri și stop. Ei, mai dădeai, că e frate, tot iubeai. Am avut perioade care iar 2-3 luni vorbeam tocmai din cauza asta, să văd ce face. Uh-huh. Au fost discuții așa... Da. Mai aprinse și între noi, dar poate... Dar frăția până la urmă a fost mult mai puternică. Exact, da. Dar așa eram un cheltuitor. Când am venit, deci tot timpul aveam nevoie de... Am venit la Steaua, la semnătură. M-a dat Steaua 10.000 de dolari. Zic când te-ai apucat de fotbal. Stai că îți spun povestea mea. Și mi-a zis 10.000. Ce fac că găsiți... 10.000 de dolari. De dolari. Bani mulți. Bani mulți. Enorm. Erau două apartamente în Craiova. Da, da. Bă, ce fac că mai întrebe 2.000, că era 12.000, îmi plăcuse o mașină cu 12.000. Nu mai dă-și mie 2.000. După un an ajung la Fenerbahçe. Îmi dă 100.000 la semnătură. Am luat mașină de 120.000. Tot de la mine, tot de la el. Ați povestit o dată. Tot timpul era o șură. Erai defazat tot timpul. Nu și-a luat de 80.000 mașina. Nu și-a luat mașină de 80.000. Tot să mai ceară ceva. A fost 120.000. Tot mai trebuie 20.000. Da. Și când ai intrat în fotbal, ce ai zis? Când? Cum, când s-a terminat junioratul, eu am plecat, am debutat la Electroputere, am terminat școala, el mai avea un an de zile și a fugit în Ungaria. Da. S-a lăsat de fotbal. Nu, am anturajul din cartier, mă lăsat de fotbal. Dar câți ani aveai? A zis că nu. 17. Așa. A zis că nu. A fugit, ca să spun eu clar. Dar am fugit. Nu, că nu. Cum ai vrut să fug? Ai fugit? Am fugit, dar n-am ajuns, că trebuia să ajungem în Germania, în Franța. Mulți bine, te-ai oprit în Ungaria. Da, și după aceea... Care erau ce? Un anturaj de derbede era, nu? De ce? De cartier? Nu? Vrei să spun eu direct? Da. Cu Alba Neagră, ca să știm. Da. Așa. Și ai plecat. Și ai plecat cu nebunii aia, cu Alba, să faceți Alba Neagră prin... Nu, bine că nu vreau eu cu Alba Neagră, dar am plecat... Păi tu ce făceai? Că eu mă gândeam, bă, la muncă, eu știu ce să... Păi tu ce făceai? Aia făceau Alba Neagră și tu ce făceai? Că în Ungaria ne-am oprit, dar nu-i trebuia să ajungem prin Germania. Ne-am mai dus mai departe. A, să excrocați, băi, atunci mă duceați cu gata. Nu, dar nu, eu zic, bă, mergem, mulți dintre ei la muncă s-au dus. Da, știi că nu puteai să... Da, așa. Și în Ungaria, când am auzit că a semnat Adrian cu Steaua... Nu cu Steaua, când am câștigat meciul cu Servet, că am avut primă 10.000 de dolari. 10.000 de dolari, zic, doamne, mă întorc acasă. Da. A, ce? E zis de primă? Nu, a auzit la cineva din ziare. A luat ziarul că Steaua a avut pentru meciul de calificare primă 10.000 de dolari de jucător. Și a doua zi m-a pomenit cu el la ușă. A bătut la ușă. Ce? Să-mi dai 1.000 de dolari. Păi de ce să vii? M-am de fotbal de mâine. Și m-am... Ca să vezi, m-am întors la Craiova. M-am dus cu tatăl meu și unchiul meu la un meci. Juca, țin minte, Craiova cu Brașov. 5 zile a bătut Craiova. Da. Și am zis, unchiul meu, dacă mă duc la...
Aici ați cel mai bun. La cine? La Brașov? La Brașov. Și m-a luat tata, m-a dus, a venit Romica Pașcu. În ziua când... Mare conducător, Romica. Da, da. Și în aceeași perioadă a venit lunea la antrenament cu mine Strizu, Leonard Strizu. Și am fost eu cu el în față după ce am ieșit. Deci după meciul Craiova cu FC Brașov, când el a văzut pe aia de la Brașov că au luat bătaie, da. El a zis că el trebuie să joace la aia, că e mai bun ca aia. Da. Și nu era fugit de un an de zile. Da. Mamă, da, ce povești. Eram la, scuză-mă, eram da. La, cu Nanelu în ochi, da. Nașul Lăcă. Eram antrenor secund, era la Brașov și mi-a zis, bă, fii atent că am vorbit cu, cu Lăcă și cu Marius și cu Adrian, la fiecare gol îți dă câte 100 de dolari. Bar mulți. La un moment dat dăm gol după gol, la Brașov. Nu-ți mai dau, a zis. Nu mai dau. Nu, bă, lasă-ne că ne fac inventeze. Nu-ți mai dau, gata. Și cum a fost cu primii bani care ai luat din fotbal? Că ce ai zis tu? Păi ăia au fost. S-au dus să-și ia ghete, să-și ia 1000 de dolari. Ăia să-și ia ghete, să-și apucă de fotbal. A, deci practic tu ai dat 1000 de dolari, așa s-a apucat de fotbal? Păi dacă era fugit normal. Cu 1000 aia? Da. El deja, da, păi stătuse ceva, a fugit, a? Vreau câteva luni, 4-5 luni. A, te dusese, te dusese pe drumul tău. Da, nu mai aveai treabă. Nu aveai treabă cu fotbal. Dar majoritatea s-au dus prin Franța. Nu avem fotbal. Prieteni care au plecat, au ajuns prin altă. Da. Da. Nu știi că era atunci tot se duceau să muncească în Genova. Da, da, era da, ca da, acum da. Spunea vizele și tot ce. Trebuie să o dulos. Mamă, ce nebunie. Da. Da. Și așa ai început cu 1000 de dolari. Ți-ai da, te-ai dus, ți-ai luat diete, ți-ai luat. Te zic, bă, mă, câți bani că câștigă Adrian, zic. Dar stai să spun când a venit după Romica Pașcu, după meciul cu Craiova, că a venit la noi acasă așa. Să mă ia. Și ce-ți dau 3000 de dolari pe an. Doamne, când am auzit bani mulți, dai să mă găsim. Doamne, m-am dus la Brașov. A ta mea, 3000. Bine că m-a ținut un an, că m-a vândut stau. Da, că după aia te-a vândut. Da, da, da. Păi da, da. Începuse să joci. Dar, începuse să joci. Da, să jucam, jucam. Mai povestești, ca să știi, când a zis, ne-a țințit cărea la asta, eu am zis să nu-l aduc. Nu cred asta. Ba da, ba da. Ba, da. Cum? De ce? Îl aduceți pe ăla, nu știu ce mă se întâmplă cu mine. Serios? Da. De ce? Pentru că știam că nu este genul pregătit. Că nu-i serios. Serios să vină. Da. Nu, să fi... adică nu-i serios pe cât e de talentat. Da, exact. A, și tu te-ai opus? Da, în prima fază, da. Și mi-a zis, ne-ați vezi că o să fie mai bun cu tine. Ok, atunci adul. Da, da, încet, încet, pe lângă ei m-am disciplinat și m-am văzut de treabă, mă. Dar nu, asta e clar, pentru că ai avut o carieră extraordinară să joci totuși la toate cluburile din București, să joci la Fener, să joci la Fener, să joci la Valencia, să joci la zim toate echipele. Ai jucat în China. Păi, ai fost golgeter în China. China. Am fost de două ori. În primul an am fost golgeter Liga 2. Uh-huh. Golgeterul Chinei. Am intrat și pe acolo prin secunda 12, din istoria Chinei, gol în secunda 12. Uh-huh. Dar cum te-ai adaptat tu în China? Păi chiar m-a plăcut în China. Da? E singurul jucător pe de român care l-am auzit. A stat 4 ani, 4 sezoane am jucat în China, da. Dar ce îți plăcea? Tot? Mâncare? Tot, a? Stai puțin că nu mai am hotel de 5 stele. Da? Nu mai Marriott, nu mai este. Niște... Numai room service, păi numai, a? La Cindau aveam casă pe malul Mării Galbene. Deci nu există bani mulți. Când am plecat și... de la Rapid la Cianciunea ta, ea mi-a dat o jumătate de valiză la semnător. Va, o jumătate de valiză îl dă bani, a? Da, vorba lui prietenul Răzvan. Am visat un geamantan cu bani. Și când m-a băgat în primul meci, în prima repriză, am dat 4 goluri. Mamă. Și ce lucruri te-au impresionat în China? Ce îți plăcea în China? Tot îmi plăcea și mâncarea și că noi mergeam în cele, gândește, cele mai luxoase. Hoteluri și restaurante. Și restaurante și tot. Ce poți? Ca fotbalist, ce faci în China? Faci și în Spania. Că te duci la un film, că te duci la un mall în timpul liber. Da. Că te duci la un telefon ăsta, că te duci la cumpărături. Asta faci. Te mai duci la un concert, la un bar live, să mai spus cu soții erau după meci. Asta este viața de fotbalist. Că nu te duci să te bați, să te puși la bătaie. Dar mai ales când ai bani și joci la o echipă ai mare. Ai simțit comunismul? Cum se nu, nu. Nimic, absolut deloc. Nu se e mai al naibii capitalismul în China? Da, nu. Deci noi străinii nu avem niciodată. Așa că erau ei, de exemplu, când a fost ziua Chinei, de dimineață până la ora 6, până seara la 12, imnul Chinei, vecinul meu, maxim în continuu, se repeta de când a început de la 6 dimineața până seara la 12 noaptea, a cântat imnul Chinei. Uh-huh. A plecat de acasă. Non-stop, că nu puteam. Da. Deci foarte, foarte disciplinați. Uh-huh. Și comuniști, nu scoi, că nu oprește poliția de șansă. Da? Da. Nu există. Nu există, sau să se întoarcă la antrenor, să se facă de mână. Uh-huh. E mâncat. Da? Pe viață, deci da. Nu există așa nu ceva, există. Nu? O disciplină de partid din aia, adevărată. Da. Bine, și nu doar de partid, cred că și autoimpuse disciplină. Da, 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 da. Păi noi vorbeam cu... Adică, ție cum s-a părut? Oamenilor era frică sau erau și ei disciplinați ei ca oameni? Ei, păi da. Patronul, eu am stat de vorbă cu patronul multimilionar, patronul nostru, și mi-a zis, nu ai cum să ții un popor atât de mare fără disciplină.
Este imposibil. Da, corect, așa. Sunt de acord cu tine 100%. Și, deci eu când mă duceam și vedeam antrenamente de la juniori, când făceau din mână așa exercițiu, toți trebuiau să facă, să facă în același timp. Roboți, deci, ca roboți. Ca roboți. Da. Disciplină totală. Și pe noi ne trata străinii extraordinar. Cu respect. Respect și cu... Da. Nu și întreba, poți să joci, nu poți ai să... primit vreun cadou deosebit? De la ei? Da. Prima, ghete personalizate, trofee. De exemplu, în China se dă cel mai bun jucător, la fiecare etapă se dă cel mai bun jucător al meciului. Da. Al meciului. O minge de fotbal așa, foarte frumoasă, a cântat foarte mult. Avea vreo 20 acasă. Așa. Acolo l-a lăsat. Două, la fiecare. Dar faceau precum arabii să vă dea mașină, cadou, apartament? Păi, apartament? Nu, după cât un meci. Cum fac arabii? Ia bă un Rolls. Că mi-a plăcut de tine la meciul ăsta. Nu e filozofia asta, nu? Nu, eu n-am, poate... Sau să-ți dea un concediu, cadou, că... Așa, cât o primă de joc îți mai dădeam plus. Da? Da. Îți mai dădeau, aveți astăzi 5.000 plus. Da. Ce ai mâncat acolo? Care a fost nebunia cea mai mare care ai mâncat-o în China? Șopârle. Păi nu, n-am mâncat. Că nu-ți dădea, nu, la hotel de cinstele nu îți dădea. Știu, dar nu, ai mâncat și arpe? Sau... Am gustat o bucățică, ce e, capiștele. Da, am înțeles. Deci nu, o mâncare... Dar nu pui și ăsta, da, mâncare. Mâncare bună, da. Mâncare, mâncarea bună, chinezească. Da. Numai, da. Cum e mâncarea chinezească? Mâncare, dar nu, de exemplu, da. La Shangri-La, hotel unde ne dădea care și din cel partea, mai tare, cea mai da, Shangri-La, care ne dădea și reducere de la club. Deci gândește că aveai 6-7 restaurante la bufetul. Vedeai, plăteai $20, atâta era. Puteai să mănânci 70 de feluri de mâncare, nu te întreba nimeni. La Shangri-La. Și noi, ca fotbaliști, ne dădea ziua onomastică cu 40 de inși gratuit, plătea clubul. Păi când a fost ziua mea, mi-a pus dintre aia coloană de rege în cap. Ia, povestește, cum a fost ziua? Da, deci eu am rămas șocat, a zis... Unde ți-ai făcut ziua? La un restaurant. Da. Da, a chemat toată echipa, toți ăsta, a pus curan așa. De lege, și suporteri. Da? Și suporteri. Păi dacă gândește patronul nostru făcea pistele de avion în China. Deci bani de... Da, dar uriaș. Vindea cu pungă așa, dacă vrea. Da, am înțeles. Și ți-a pus coroană de rege, cum ai veni? Da. Și vreo 250 de invitați. Și tu n-ai știut? N-am știut, de unde să știu, mă zice, hai să mergem. Da, te-au venit așa. A fost surpriză, da? Da, când am ajuns acolo, ce facem? Nu că sunt toți invitații tăi. Tu ești, m-a pus în față, acolo, capul mesii și mese, 200, cât vedeai cu ochii. Da. Să ne spui când e de ziua ta, ca Da. Pe 8 august e ziua mea, da? Ca să știți, da? Să nu venim. Da. Păi nu, că mă duc eu în China, las. Da. Și mâncăruri la ei nu există micul dejun, știi? La ei, bufet suedez. Da, la ei, da. Și mâncăruri cât vezi cu ochii.